Proiectul prevede că pentru obținerea concediului de creștere a copilului, stagiul de cotizare se va raporta la ultimii 2 ani față de un an cât se prevede acum. Astfel pot beneficia de astfel de concediu cei care au obținut venituri impozabile timp de minimum 12 luni. Este vorba despre concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap de până la 3 ani. O altă noutate față de ceea ce prevede legea actuală o constituie faptul că pot beneficia de indemnizație de creștere a copilului și persoanele care câștigă bani din activități independente de civicultură și piscicultură. În ceea ce privește durata concediului de creștere, și acesta va suferi modificări dacă va fi adoptată de către deputați. Mai exact, dacă în prezent părinții trebuie să opteze între concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an sau până la 2 ani, după modificări, acest lucru nu se va mai putea. Părinții vor beneficia doar de o durată unică de 2 ani a concediului. În ceea ce privește indemnizația lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu și maximă ca în momentul de față. În prezent, cuantumul unei indemnizații este cuprins între 600 de lei și 3400 de lei. De la 1 iulie, acesta va fi modificat la 1062 de lei și 50 de bani. Pentru cei care doresc să se întoarcă mai devreme la muncă, stimulentul de inserție va fi de 531 de lei și 25 de bani. Dacă proiectul va deveni lege, indemnizațiile celor aflați în concediul de creștere vor fi recalculate. În cazul adoptării, actul normativ urmează să intre în vigoare de la 1 iulie, iar acesta se va aplica inclusiv părinților care la momentul respectiv se vor afla deja în concediul de creștere. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.